Premergător sărbătorilor pascale, personalul Inspecției de Prevenire a executat 30 de controle la lăcașurile de cult, din care 15 inopinate. Au fost înregistrate și sancționate cu avertizmente peste 100 de nereguli, iar 6 din obiectivele verificate nu aveau autorizație de securitate la incendiu. Majoritatea deficiențelor constatate au vizat ieșirea din termenul de valabilitate a stingătoarelor, instalații electrice cu defecțiuni sau neverificarea instalației de paratransnet. În perioada 22-25 aprilie s-au înregistrat peste 230 de apeluri prin Sistemul Național Unic de Urgență 112, din care majoritatea au fost solicitări pentru ajutor medical. Celelalte au fost pentru incendii, accidente rutiere, măsuri de prevenire și stingere a incendii în diferite situații.